Muntele Athos este unul dintre cele mai puternice simboluri ale lumii ortodoxe. O bucată de pământ aruncată în Marea Egee, locuită doar de călugări. Femeile n-au acces pe munte, iar bărbații pot ajunge doar cu o viză specială, valabile 3 zile. Drumul spre Athos e o experiență unică, despre care se spune că îți poate schimba viața. O echipă observator a făcut drumul spre lumină și, începând de azi, vă facem părtași la această călătorie fascinantă. Este imposibil pentru o minte din lume să înțeleagă ce se simte multe de fapt. Cu pace. Când ne rugăm mai mulți, cu atâta transmitem mai multă pace în jurul nostru și ajung, cum să zicem, mai multe telegrame la Dumnezeu. Athos, un pământ binecuvântat, loc de închinăciune și casă pentru 2000 de călugări de multe nații, inclusiv români. Unii încă trăiesc izolați în grote săpate în pământ. Alții au ridicat mănăstiri moderne cu internet și panouri solare. Athos e un stat în stat, cu drapel propriu și reguli stricte. Femeile nu au acces, nici măcar animalele de sex feminin. Doar bărbații pot urca pe munte, dar și aceștia cu restricții. Drumul spre Muntele Sfânt începe oficial din micul orășel grecesc Uranopoli. Încă nu s-a luminat de zi. 6:06. De aici, de la biroul de pelerinaj, se ridică documentul fără de care nimeni nu are acces pe munte. Am reușit. Astea sunt pașaportele cu care putem să intrăm. Aici Tamaș și Țurlea. Cristian Tamaș și Marius Țurlea. Doi prieteni de-o viață. Marius e grafician la Antena 1. Cristian, operatorul prin ai cărui ochi vedem povestea de astăzi. Iar aceasta este experiența lor, despre care se spune că trebuie trăită măcar o dată în viață. Plecând spre Athos, am emoții mari. Am mai vorbit cu alți oameni care au fost acolo, cumva ca să mă pregătesc. Toți mi-au zis, nu pot să spun cum e. Trebuie să mergi tu, să vezi tu cu ochii tăi. Pe vapor, oameni care par de-ai locului și alții care privesc emoționați ca atunci când ai prima dată muntele acesta în față. În port ne așteaptă părintele Gamaliel. Ce om frumos! Cu o lumină specială în ochi și o bucurie de a întâlni fiecare pelerin străin pe pământul lor sfânt. Un pământ pe care și-au lăsat amprenta și foarte mulți români. Mihai Viteazu are titorii mănăstirea Simonul Petru după ce a fost arsă. Și Alexandru Pușneanu, spre sfârșitul vieții, s-a făcut călugăr. S-a făcut călugăr. Și pomenit ca și călugăr, monahul Pahomiei. Titorii românești încă se ridică pe Muntele Sfânt. Una dintre ele, chilia intrarea Maicii Domnului de la Schitul Lacul. O să trească să ne descălțăm, să ne luăm papucei și lapii, pentru că nu avem voie să intrăm în biserică decât cu șlapii. E slujba de dimineață, una dintre multele slujbe care se întâmplă aici. E locul unde rugăciunile nu se opresc niciodată și e tulburător să le auzi în limba ta de acasă. Și și-a împins porturile până la Sodoma, iar oamenii Sodomiei erau răi și tare păcătoși. Părintele Vlad Pimen este starețul chiliei și omul care a ridicat din nimic tot ce e azi refugiu de rugăciune și loc de pelerinaj pentru mii de oameni de pe toată planeta. Pentru el a fost doar o chemare. Eram în mănăstirea Sihăstria din județul Neamț, călugărit acolo. E o istorie lungă, nu intru în ea. Am plecat fără bani, fără viză. Eram doi părinți care am plecat împreună și să ajungem acolo. Am dormit și pe străzi, mâncam struguri de pe unde găseam. Erau leandru, tufile astea de leandru. Și când se făcea noaptea târziu, eu mă bagam într-o tufă, părintele în cealaltă. Și acolo petreceam noaptea. Dimineața la 5, cum primii zori, ieșeam de acolo ca să nu ne vadă. Ne aranjam o leacă și mai departe. Noi trebuia să ajungem în Athos. Și au ajuns. Se întâmpla fix acum 30 de ani. Și primii ani, așa am trăit. La o chilie aici jos, atunci toate erau o ruină. Era doar o grămadă de bolovani. A cărat saci de piatră cu spatele pe cărări înguste până și-a umplut umerii de răni. Nu avea niciun ban, dar știa că visul lui se va împlini, să ridice pe Athos o chilie. Când am ajuns exact la 30.000 datorie, eram chiar în curte aici, a oprit un Land Rover de ăsta care avea vreo 7 locuri, zicem. Păi și coboară vreo 6 inși de acolo. Doamne ajută, Doamne ajută. Ce faceți? Muncim. Merge? Merge. Și bani aveți? N-avem. Dar datorii aveți? Avem. Cât? 30.000. Dă-vă sacoșa încoace. Se întoarce la unul din ei.
Ies acoșa, numără de acolo, ia 30.000. Hai, Doamne ajută, ne mai auzim. Și s-o întors să plece. Și când văzut că pleacă, îl trag pe unul din mâini. Mă, dar cine e ăsta? Că mă, unul micuț, alea cu pălării de pai pe cap. Ce becale, n-ai auzit? Păi de unde s-aud eu de el? În fiecare floare care crește pe acest pământ sfânt, în fiecare piatră care stă la temelia acestei chilii, e un pic din sufletul lui. Un om ca o lumină, care a adunat în jurul lui alți oameni ca el, călugări tineri, cultivați, dedicați lui Dumnezeu, dar mereu cu picioarele pe pământ. Trebuie să ai o relație corectă cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este ținta ta. Dacă tu nu ai o relație corectă cu Dumnezeu, este ca și cum n-ai avea o relație corectă cu GPS-ul corect. Nu știu unde să mergi. Părintele Teologos a urmat exact această cale, drumul spre lumină. S-au scris cărți, s-au făcut filme despre Athos și încă mai sunt multe de spus și de descoperit. Oamenii trebuie să vină și să revină în Sfântul Munte. Da. Desigur că este greu să se intre în Sfântul Munte, că sunt anumite bariere din punct de vedere a permisului de intrare și mai departe, astfel încât turismul să fie ținut în limite. De ce? Pentru că Sfântul Munte nu este un loc turistic, ci este un loc duhovnicesc. Azi, Muntele Sfânt ni se dezvăluie altfel decât ni-l imaginam. Mănăstirile au panouri solare, călugării și-au făcut canal de YouTube, iar pelerinii primesc adevărate lecții de viață sub clar de lună. Du-te până unde poți, o să vezi că la un moment dat nu o să mai poți, atunci retrage-te. Mâine, la Observator, vedeți povestea Muntelui Athos din vremurile noastre.